Bună seara, oameni dragi, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Dulce-i Graiu de Folclor. Ei bine, știți că de fiecare dată la noi în emisiune avem oameni speciali, oameni talentați. Ca și în această seară o avem în emisiunea noastră pe doamna Violeta Constantin. Bine seara, bună seara și bine ați venit, doamna Violeta. Bună seara, draga mea Loredana, și bine te-am găsit. Spuneți-mi ce faceți, cum sunteți? Mulțumesc, bine. Chiar bine. Puteți să spuneți în două, trei cuvinte cine este Violeta Constantin pentru publicul cel de acasă? Violeta Constantin este un om normal. Da, Violeta Constantin este un nume, eu zic, care a spus ceva în muzica populară până acum. Mai are de spus multe, dar sunt atâția oameni care mă iubesc și care îmi dau forță și putere să merg înainte. Cum ați devenit atât de cunoscută și de iubită de publicul cel de acasă? Datorită publicului. Pentru că asta se vede și pe site-urile de socializare, pe YouTube și nu numai. Datorită publicului nostru drag, care ne iubește și care ne dă forță, așa cum am spus, să mergem înainte. Știi că publicul te ridică, publicul te coboară. Tu trebuie să fii cel care să-i dai publicului ceea ce își dorește. Când erați mică, v-ați gândit că o să ajungeți atât de iubită de public, de oameni? Mai lor, mi-am dorit să ajung și am avut atâta drag de a cânta, încât, uite, știi, dorește-ți și ți se va împlini dorința. Cine v-a descoperit talentul dumneavoastră? Cine m-a descoperit? Pot să spun că de mică am cântat la nunțile din sat. Eram copil de 3-4 anișori și mă luau și mă urcau pe scenă, dar nu mă vedeau, și mă urcau pe masa de lângă lăutari de acolo și cântam și eu. Și mi-a plăcut foarte mult. Apoi am mers la liceu și, mergând la liceu, am făcut în paralel cu Școala Populară de Artă. Deci ați făcut și o școală? Da, la noi la Pitești. Am înțeles. Și de la ce vârstă ați început să cântați la evenimente? La evenimente undeva la 16-17 ani. Adică sunt 30 și... Aveți și părinții dumneavoastră au fost de acord cu cariera pe care v-ați ales-o? Pentru că mă gândesc că este un drum destul de greu atunci când plecați în noaptea sau în fața oamenilor. Da, m-au susținut în totalitate, pentru că și ei mei au cochetat așa puțin cu muzica, bine, în familie, nu profesional. Dar tatălui meu îi plăcea foarte mult să cânte și spunea: eu cu fata mea iau Ardealul, o să ajungă fata mea sus. Și uite că a avut dreptate și tata m-a încurajat foarte mult. Provenit dintr-o familie de lăutari, de muzicanți? Mama mea îmi spunea că unchiul ei, din neamul Utilă de la Gorj, cânta cu clarinetul și bunicul cu chitara. Deci se pare că da, am ceva sămânță, să zic, de... Ce vreau să vă mai întreb, câte albume aveți până la ora actuală? Mă, nu știu să spun așa albume, pentru că sunt, au fost și compilații, au fost și erau pe atunci, publicul probabil știe, cheful șoferilor, cheful milițienilor am făcut la un moment dat, Nunta Piteșteană, vreo 7-8 albume, adică sunt. Câteva. Eu am citit ceva despre dumneavoastră, dar vreau să-mi spuneți, ca să afle și publicul, ce piesă v-ați lansat dumneavoastră? Vânătorule, pădurarule, stai în vârful muntelui și ei urma cerbului. Așa, apropo de asta, urmează o altă piesă continuare la Vânătorul. Cu siguranță sper că o să le placă. Cu siguranță o să le placă, adică și dragilor noștri ascultători. Mai aveți alte hobby-uri în afară de a cânta? Mă, mai cochetez cu make-up-ul, cu coafatul. Adică în ultima perioadă vreau să spun că singură mă coafez, singură mă machez. Am înțeles, vreți să profesați în acest domeniu sau... În cazul în care nu prea ar mai merge muzica, bine, cu toate că sunt legate muzica, da? Coafor, make-up. Da, de ce nu? Când erați mică, v-ați gândit că o să ajungeți artist? Sau aveați alte planuri, doctoriță, polițistă? Polițistă, dar pe vremea aceea, dacă aveai un semn din naștere sau alte cicatrici, nu te primeau. Și eu, la vârsta de 8 ani, din neatenție, am vărsat apă fiartă pe mine. Și atunci, la picior, am un semn destul de frumos și nu am fost acceptată. Dar... Regretați că în viața de zi cu ții sunt puțin mai mult seriistă. Regretați că nu ați fost acceptată și că ați ales alt drum? Muzica, oricum ar fi fost. Pentru mine, muzica este pe primul loc.
în viața mea. Muzica este cea care m-a salvat de la moarte, pot să spun. Muzica este cea care mi-a alinat sufletul în momentele grele. Muzica a fost și este prietenul meu cel mai bun. Ne spuneați mai devreme că muzica v-a salvat de la moarte. Ne puteți da câteva detalii ce s-a întâmplat? Da, am fost tare bolnăvioară într-o perioadă și ce da simt psihic, să zic așa, psihic. Dar Dumnezeu a făcut-o în așa fel încât să am evenimente și bolnavă și operată. Operată de la timpul acela trebuie să-mi scot fierea, colecistul, și mi-a fost foarte rău, foarte rău. Apoi am avut o problemuță, mi s-a spus că am un cheag pe, de sânge pe, sau ceva pe creierul mic, și am zis nu se poate așa ceva, adică chiar mă duc, n-am cum. Și Dumnezeu mi-a dat evenimente și am mers la evenimente cântând. Pe mine m-a liniștit tot, am spus până la urmă și dacă e să mormor cântând. Și când am mers la medic, vreau să spun că a zis, nu știu ce ați făcut, dar să știți că nu mai sunt probleme așa mari. Adică totul pleacă și de la psihic. Ce vorbeam înainte și cu, mai înainte și cu colegii. Da, sunt boli într-adevăr care nu le mai tratezi. Nu ai cum. Dar eu cred în Dumnezeu și, așa cum am spus, Dumnezeu m-a salvat de la moarte de multe ori, de la probleme grele în familie și muzica. Cântând, eu m-am făcut bine, așa cum am spus, leacul sufletului meu. La fel, când tatăl meu s-a dus, am cedat psihic. Da, pot văd să că spună, v-ați emoționat. Prietenii că nu am mers decât la evenimentele care le-am avut, nu am mai imprimat nimic și sunt cam 4 ani de zile de când el a plecat dintre noi și încă nu pot să... La evenimente de multe ori am probleme pentru că mi se cer piese de tată și eu nu pot să le cânt. Nu pot. Am text scris, am piesa făcută pentru tatăl meu, dar este atât de tragică, să zic, de dură, încât nu o pot cânta. Nu o pot cânta. Cum ați trecut peste moartea tatălui dumneavoastră și cine a fost lângă dumneavoastră? Nu am trecut, am mers și la psiholog câteva ședințe. Merg foarte des la el la mormânt și pot să spun, vorbesc cu el. Vorbesc cu el. Tată, vezi că nu știu ce, sau tată, vezi că m-am supărat cu, mă rog, este 4 fete, cu una din fete. Nu știu ce, cum mergeam și spuneam și când eram în viață. Și el spunea, lasă tată, voi sunteți, trebuie să vă aveți așa de bine încât să nu să nu vă certați niciodată. Nu trebuie să vă certați. Și mi-a spus, tu să ai grijă de ele, pentru că ele sunt, una e mai bolnăvioară, una, na, serviciul. Dacă Dumnezeu m-a zestrat cu darul acesta de a cânta și din punct de vedere financiar stau bine, le ajut foarte mult. Tatăl dumneavoastră cânta? De plăcere. De plăcere la evenimente. Nu a făcut carieră, dar aveau ei gașca lor de prieteni și, și ne cânta și nouă, vreau să spun. Ce v-a spus înainte să moară, ultimele cuvinte? Eu n-am vrut să moară. I-a spus, tu nu trebuie să pleci dintre noi. Tot am sperat până în ultima clipă că o să fie bine și spun și cred și acum cu tărie că dacă era medicul lui de servici plecase în concediu din țară, eu cred că el scăpa, tatăl meu scăpa cu viață, pentru că mi l-a mai salvat de 2 ori de la moarte. Și mă rog, a zis, eu vreau să mănânc, nu știu, varză cu carne, îi plăcea lui, varză călită. Da, tată, i-am dus. După aceea a spus, luați-mă de aici, că nu vreau să stau aici. Adu-mi și mie un coniac. Băi, tată, nu ai voie să bei, Doamne, iartă-mă. Nu, tată, nu, că eu nu mai scap. Dar tu să ai grijă de fete. Tu să ai grijă de fete și să nu vă certați niciodată. Pentru că nu vreau să vă știu așa. Și dacă tu o să te duci pe unde o să te duci, tu să ai tot timpul grijă de ele. Pentru că el, în ultimii 10 ani, nu a putut să se descurce singur și neavând timp să stăm cu el, l-am internat la un centru de îngrijire și asistență medicală. Dar mergeam foarte regulat la el și când mă vedea la televizor cântând, începea să plângă
Și spunea, uite fata mea. I-am spus că eu cu fata mea iar de băiatul tatei. Și mi-este foarte greu fără el. Și când mi-e greu și simt că nu pot să cânt, mă gândesc la el. Gândește-te că el a murit pe 30 decembrie. Iar eu pe 31 am avut de cântat 5 evenimente. L-am lăsat la morgă. Mi l-au ținut acolo. După ce am terminat de cântat, am reușit să dorm foarte greu, o oră am ațipit. Și apoi am mers să-l înmormântăm. Și lumea mă întreba, a, nu credeam că o să vii. Mi-a spus, Violeta Constantin își respectă cuvântul dat. Violeta Constantin nu o să încurce niciodată, pentru că tatăl meu m-a învățat să fiu om de cuvânt. Și să nu încurc oamenii niciodată, și să nu mint, și să nu fac rău. El a fost și va rămâne sufletul meu. Nu spun că nu mă înțeleg bine cu mama. Nu spun că e mama noastră. Na, dar pentru mine tata a fost sufletul și viața mea. Mi-l puteți descrie în câteva cuvinte cum era el? Tata era un om foarte haios. El și acolo la centru mergeam și spuneau fetele, Doamne, vorbește cu taică tău că uite, nu ne lasă în pace deloc. Doamne, păi ce vă face? Nu mai cum una pe noi stă. Adică el și dacă era bolnav, râdea, glumea tot timpul, cum spuneam, eu am fost băiatul lui, tot timpul să ne învețe. Nu știi ce bărbat o să iei în viață, tu să știi să bați un cui, tu să știi să schimbi un bec, tu să știi să te descurci singură. Nu trebuie să stai la mâna bărbatului în cazul în care el nu face. A fost un om care ne-a învățat de toate. Tatăl meu a fost un om foarte vesel, tatăl meu a fost un om foarte activ. Tatăl meu a muncit foarte mult pentru noi. Tatăl meu mi-a pus volanul în mână. Deci m-am învățat să conduc de la vârsta de 7 ani. Și era șofer pe camion și i-a spus, ia și du-te cu el. Deci era un om destul de puternic. Da, sau dimineața, iarna, îngheța mașina. Mă scula din pat, hai, vino să te învăț să vezi cum pornesc mașina. Hai mă, tată, zină, vină, că tu trebuie să vezi că tu ești băiatul meu, hai. Un om plin de viață. Da, un moment destul de emoționant, eu știu. Și pentru tine, da, da, îmi pare rău că te fac să am treci. Am trecut prin acea situație. Trecem la ceva mai vesel. Da. Hai, spuneți-ne despre planurile de viitor pe care le aveți, ce melodii doriți să mai scoateți pentru publicul ce vă iubește. Mai planuri de viitor, așa am învățat să nu mai fac atâtea planuri, pentru că uite ce se întâmplă în lume și degeaba ne facem noi planuri dacă ei ne le dau peste cap. Da, am câteva piese, am să fac continuarea la piesa cu vânătorul, cea din 2008 este pe piață și uite că încă se cântă. Și de multe ori la evenimente zic, gata, a venit vânătorița noastră, a venit fata noastră, căprioara. O să încerc să imprim și această piesă despre tata. Piese vesele, în general, așa cum o știe lumea. Aveți un motto în viață după care vă ghidați? Nu pot să spun că am, nu. Dar aș vrea să fiu mai indulgentă cu mine, să nu mai cred atât de mult în prieteni. Asta e un defect al meu, să zic așa. V-au dezamăgit prietenii? Da, foarte mult. Inclusiv în ultima perioadă. Prieteni vechi care mi-am dat seama că nu sunt prietenii mei. Aleg banul în schimbul prieteniei, să zic așa. Dar eu tot Violeta Constantin sunt și cu zâmbetul pe buze. Ați văzut, îmi plâng ochii, dar zâmbetul este pe buze. V-am să vă întreb dacă ați avut oameni care nu v-au susținut și nu au crezut în talentul dumneavoastră. Colegi au fost care au vrut să m-au dat la o parte de la multe evenimente, inclusiv când m-am mutat în Craiova. Ai venit să ne iei toate nunțile nouă în Craiova. Colege, mulțumesc, dragile mele, uite că fiecare are locul lui sub soare, da. Ți-ai pus usta scurtă și, da, bravo, mie purtați și voi dacă am ce arăta. Uite, astăzi sunt mai selectă, mai plină. Că spuneau, ți-ai scos picioarele, ți-ai scos... Mulțumesc Dumnezeu că am ce arăta. Și la vârsta mea eu mă bucur că sunt bine. Fac 48 de ani anul acesta și mă consider de 30. Să nu zic mai puțin. V-am să vă întreb...
Asta e și pentru mine, mă fur puțin. De unde ați achiziționat atâtea costume? Că vreau și eu și vor și cei de acasă. Le vând eu pe ale mele, dacă vrei. Vând din ele. Chiar am mai venit o colegă, o prietenă. Eu ajut, să știi, foarte mult. Păi să spuneți când aveți asta de ajutor, că eu vin. Bine, contracost, pentru că și eu am dat bani foarte mulți pe ele. Deci am un costum, am dat 25 de milioane pe el, 2500, așa. Da. E atât de greu, încât l-am purtat pe bucăți, știi? Ia cu poalele și cu alte șorțuri sau... este foarte greu. Poate ai ocazia să-l vezi. De pe piață. Sunt atâtea femei care îmi trimit, mă rog, trimiteau mesaje. Vreți costumul acela? Am costum. De multe ori l-am rezervat. Când am vrut să mi-l trimit, a spus că nu mai are, că l-au dat la alte... ok, bine. Sau am multe idei ale mele, merg la croitoreasă și spun, uite, vreau așa. Le-ați achiziționat contracost sau le-ați contracost. Și primit? De primit nu prea am avut norocul, am primit și câteva, dar foarte puține, pot să spun 2-3, adică nu atât de multe, dar în general mi le-am cumpărat și bani mulți. Foarte mulți, știu despre ce este vorba. Ce v-am să vă mai întreb? Care este singurul lucru pe care îl regretați? Sau dacă aveți vreun lucru pe care regretați în viața aceasta? Da, am un singur lucru pe care îl regret. Faptul că nu am un copil. Dar mă gândesc că niciodată nu este târziu pentru a face copii. Adică totuși este o vârstă la care, în ultima vreme, majoritatea femeilor fac copii la vârste înaintate. Și atunci nu cred că ar fi o piedică în calea mea vârsta să fac un copil. Da, am pierdut multe sarcini, la un moment dat am renunțat, dar... mă gândesc totuși, deci, dacă în cazul în care nu o să reușesc să fac, eu cu siguranță o să adopt un copil. Deci vă doriți să aveți foarte mult și iubesc foarte mult copii. Chiar să vă moștenească, de ce nu? De ce nu? Da. Să ia toate costumele, chiar fetiță. Nu vreau fetiță, băiat să fie. Aha, ne puteți spune care a fost cel mai fericit moment din viața dumneavoastră și apoi chiar unul amuzant de la vreun eveniment? Mai momente fericite așa au fost, cel puțin la evenimente, da. Când ajungi la un eveniment și o sală întreagă de, eu știu, 400-500 de persoane să te primească în aplauzele lor, înseamnă că rodul muncii tale, se vede rodul muncii tale. Sau, bine, fericit am fost când mi-am luat permisul de conducere. Fericit am fost când mi-am luat prima mașină. Fericită când mi-am luat prima casă. Am urmat așa, a doua, așa, a treia. Cum vă simțiți atunci când urcați pe scenă și... poate sute, poate chiar mii de oameni sincer, vă aplaudă și... îmi tremură mâinile și picioarele. Deci după 31-32 de ani de cântat, de carieră, încă îmi tremură mâinile și picioarele când ajung la un eveniment. Că este de un eveniment mare de 500 de persoane sau de 20, 30, 50 de persoane. Deci acum aveți emoții mâinile. În fața da, publicului. Da, da. Și o situație amuzantă. Că mi-am uitat microfonul acasă și băieții, mă rog, aveau microfoane cu fir pe perioada aceea, apărusele cele fără fir și mă tot chemau, vină la nașul în capătul mesei, vină la nașul, păi nu pot să vin că nu mi-ajunge firul. Până la urmă am făcut pe nașul să vină la jumătate, cât mi-a ajuns mie firul și ne-am întâlnit la jumătate, am făcut un loc acolo la masă și am stat acolo și le-am cântat până la ziua, bine, când mergeam cu formația. Amuzante, iar... nu știu, la un eveniment un domn mai prins de aburi alcoolului, să zic așa, mie îmi cânti fetele lui tata. Da, domnule, i-am cântat. Nu mi-ai cântat fetele lui tata. Ți-am cântat, domnule, dar ți-l mai cânt odată. Și la un moment dat, ce, nu mi-ai cântat? Și s-a împins la mine și m-a dat peste orga băieților. Ei din... fără să-și dea seama, de fapt, m-au ținut și m-au împins în față. Și când m-au împins în față, l-am împins eu pe el și a căzut. Și cu microfonul și mi-a spart microfonul. Bineînțeles că a trebuit să-mi cumpere altul. I-am spus, nu mă interesează, îl iei acasă, ți-l duci la nevastă, să-ți cânte nevasta, fetele lui tata cât o-i vrea tu. Dar mie nu pleci de aici până nu-mi dai... Și-au sărit prietenii lui, i-au pus mâna de la mână și mi-au dat banii pe microfon. Și m-a dus și mi-a cumpărat altul nou. Acum am o întrebare
mai mai așa pentru dumneavoastră. Dacă un duh v-ar putea îndeplini 3 dorințe sau 4, 3, care ar fi acestea? Mă, în primul rând, eu vreau să fiu sănătoasă, pentru că dacă ești sănătos, le ai pe toate. În al doilea rând, nu știu. Da, uite, vezi ce spuneam mai devreme. Un copil și un bărbat să mă iubească, domne. Ca să fiu puțin amuzanți. Să mă iubească și să mă lase așa de capul meu, cum sunt eu nebună. Eu sunt sigură că aveți o grămadă de bărbați care vă caută să-ți arăt, și... Să-ți arăt Facebook-ul. Când ne putem vedea la București, vreau să te duc în Dubai și să te cer de soție. Are 20... Direct de soție. 22 de ani. Ce să fac? Și ce mai vreți, doamna Violeta? Păi ce să fac? Să-l iau să-l cresc? Dacă mă chinuiam puțin, aveam copil la, de două ca el la 22 de ani. Sau îmi scrie unul, păi nu mai mori odată. Îmi scrie, doamne, ce aveți, domnule, cu mine? Nu mai mori fă odată că ți-am spus că te vreau de nevastă și tu nu vrei și... Zic, domnule, nu cred că nu sunt eu sănătos. Bine, l-am blocat, îți dai seama că mă tot dispera cu mesajele. Sau, bine, cereri în căsătorie, dar limita 30 de ani. Gândește-te. Deci mă gândesc că aveți și mesaje mai... A, da, de ochiate. Și fotografii și de ochiate. Rău. Dacă nu s-ar mai cânta, doamna Violeta, ce ați face? Cum a fost această pandemie, ca de exemplu? Nu știu ce aș face. Bine, spuneam, m-aș apuca ceva de coafat, machiat, dar fiind legate, nu știu dacă ar mai merge coafururile. Nu știu ce aș face. Nu știu. Mă apuc, fac magazin online. Și așa, cum ai văzut că se poartă. Toată lumea pleacă la Turcia Marfa. Mergem și noi pe aici. Noi suntem mai prejos. Ne puteți spune, care a fost visul dumneavoastră de mic copil? Măi, visul meu a fost să ajung Violeta Nicoleta Constantin. Un om mare să cânte pe scenele, marile scene ale lumii. Și ați ajuns? Mai am de muncă. Eu consider că mai am de muncă. Și mulțumesc bunului Dumnezeu, am cântat și afară foarte mult și am fost foarte bine primiți eu și colegii mei. Sunt dornici de folclorul nostru, de muzica noastră, de petrecere. Nu pot să spun că sunt solist de folclor. Doamna Violeta, cum ați depășit perioada de pandemie? Draga mea, Lori, să știi că am avut un moment greu. Adică n-ai cântat o lună, două, trei. Stai în curte, nu ieși, mai cu hârtiuțe la mână, cu mască. Deci mai că intrasem în depresie. Deci am avut o perioadă foarte grea, da, atunci. Norocul meu că atunci când am aflat că ne bagă în... n-avem voie să mai ieșim, am plecat de la Pitești, de la bloc și am venit la Craiova la casă. Măcar ieși în curte, zic, e altceva, mai vorbești cu vecinii peste gard, mai... na. Și vreau să spun că a fost foarte greu. Apoi nu au fost revelioanele, nu au fost, chiar intrasem în depresie. Și s-a văzut asta la publicul meu. Doamna Violeta, când mai apăreți? Doamna Violeta, nu ați mai scos nimic. Doamna Violeta. Da, am avut o perioadă foarte proastă. Apoi și nu sunt singura care, și nu mi-e rușine să spun dacă am intrasem în depresie, pentru că asta este. Eu am învățat cu o viață foarte activă, cântam tot timpul. Dintr-o dată să ți se taie aripile, să ni se taie, de fapt, la toți. S-au mai făcut chefuri așa pe aici, pe acolo, mai prieteni, mai rude, dar măcar te-ai mai exteriorizat, să zic așa, puțin, știi? Dar greu. Financiar v-a afectat această pandemie? Da, pentru că aveam de gând să fac multe și toate planurile. De asta am spus că nu mai fac planuri de viitor, decât așa, ce să fac săptămâna viitoare. Aș putea să fac, eu știu, cu tare lucru sau cu tare lucru, dar nu pe termen lung, pentru că nu știi la ce să te aștepți de pe o zi pe alta. Pot să spun că, da, a fost o mică problemă financiară la un moment dat, pentru că banii fiind investiți, nu îi aveai palpabil, dar ai investiții făcute și... Dar ușor, ușor m-am descurcat, au început evenimentele, a fost bine. Cât de mult investește doamna Violeta Constantin în imaginea ei? Mai investe, mai scutesc cu coafatul și cu machiatul. Da, pentru că la un moment dat, când am evenimente, zicea, păi da, dar luați mult, da, domnule, dar mă duc la coafor, mă duc pe 2, 3, 5 milioane, dai să te duci, să te faci
Acum că mă fac eu și scutesc banii, asta e treaba mea. Dar tot cumpărați produse. Dar tot cumperi produsele, exact, tot hainele. Mult, mult. Am investit foarte mulți bani în mine. Că mai auzi binevoitorii. Vai, dar câți bani iei la nuntă. Da, dar câți s-au băgat din urmă în imaginea ta? Peste, pe ăștia nu-i pune nimeni? Bani grei. Știi, mergi la televiziuni. Ai văzut câți bani? Da. Ai văzut câți bani? Și la televiziunile mari. Eu merg și plătesc în continuare. Adică, a, că, eu știu, mai ai vreun bonus sau așa. Dar nu. Și am plătit foarte mulți bani. Plus că te trezești dimineața, la ora, zilele trecute, am fost la București la emisiune, da? M-am trezit de la ora 4. Alte colege stau în pat și dorm până la 9. Și spun, păi ai luat atâția bani sau de ce ești așa? Pentru că eu am muncit, eu m-am dedicat în totalitate muzicii, eu am alergat foarte mult, eu conduc foarte mult pentru că mă duc de la o emisiune la alta, la un spectacol la altul, singură, n-am nevoie. Și automat investești timp, investești bani, sănătatea. V-ați dori să predați canto copiilor? Să vedeți că aveți urmași în spatele dumneavoastră? Mă, cred că nu știu dacă aș putea. Bine, răbdare cred că aș avea cu copiii, pentru că, dar nu știu dacă sunt atât, să zic, faptul că eu nu cânt la un instrument nu mă ajută să predau. Ah, da, tehnici vocale sau eu știu. Nu m-am gândit. Cu toate că m-au sunat câteva fetițe, da, mai vreți, aș vrea să-mi predați dumneavoastră. Mă, eu nu am. Ah, da, am diploma de la Școala Populară de Artă. Dar poate să vă fac așa o mică pregătire înainte de a merge voi la Școala Populară de Artă sau sau vreți să vă învăț și să mergeți cu mine? Da, ok. Dar nu... Am înțeles. La nivel înalt, să zic așa. Gurile rele spun că dumneavoastră ați avea intervenții chirurgicale destul de multe. Acum vreau să ne spuneți dacă aveți și dacă nu aveți, dacă v-ați face. Dacă să fac... Că suntem așa, la glumă, nu? Da. Vrei să pui mâna să vezi? Nu, dragii mei, sunt... O să pun după ce se termine emisiunea mea și eu. Nu. Nu zic că nu... mi-a mai făcut, eu știu, mi-am injectat la ochi, dar, de exemplu, de un an de zile nu mi-a mai făcut nimic. Și s-a dus efectul așa, sau buzele. Mi le-am făcut acum, nu știu, 5 ani odată. Dar nu că nu mi-aș face. Pentru că de ce? Sunt o femeie modernă și chiar o să-mi fac în viitor apropiat. De ce să nu mi ridic puțin fața? De ce să nu? Ei, da, am o vârstă. Contra. Deci am o vârstă la care nu mai ești ca la 20 de ani. Că nu ai cum să fii. Dar în general am grijă de mine, știi? Am grijă de fața mea, am grijă de corpul meu, nu pot să mănânc din cauza problemelor la stomac, nu mai am colecistul, mănânci mai puțin, mănânci mai sănătos, mănânci... Că multă lume se întreabă, vai, ți-ai făcut liposupție, ți-ai făcut... Nu mi-am făcut nimic. Nici aici, nici aici. Dar păi să știți că eu recunosc că înainte să vin la emisiune și știam că v-am invitată, am căutat câteva detalii și la un moment dat am văzut un comentariu, reproduc, las-o încolo că e toată operată și toată... Nu, chiar nu sunt. Nu. Ți-am zis, poți să verifici. Sunt ai mei. Nu. Recunosc, am zis, toxină botulinică, da, am avut. Pentru că sunt ridurile de expresie. Am avut o viață foarte, foarte agitată. Am plâns foarte mult în viața mea, chiar dacă fața zâmbește tot timpul. Și este normal să se vadă semnele vârstei, să zic așa. Îmbătrânim. Dar sunt tânără totuși. Ați avut situații de multe ori, după cum a spus dumneavoastră, în care ați avut probleme acasă și ați mers zâmbind în fața oamenilor pentru a le putea transmite ceva frumos și ceva plăcut, așa cum vă așteptau. Da, inclusiv, ți-am spus mai înainte, momentul morții tatălui meu. Am avut la primul eveniment la Curtea de Argeș, l-am avut atunci, chiar puseseră pariu că nu o să vină, mai ales că a avut acest moment greu în familie, nu o să vină. Și au rămas șocați. I-am spus, măcar din pariul ăla să-mi dați și mie ceva, dacă... da, multe momente, multe, multe, multe. Că au fost cu părinții mei, că au fost cu... eu știu, lumea din jurul meu. Eu mi-am ascuns durerea în suflet și... Dar să știi că se simte, pentru că publicul te cunoaște așa cum ești. Și spune, astăzi n-ați fost dumneavoastră.
oricât am încercat eu să ascund și să... Pentru că atunci când cânti, dacă nu trăiești ceea ce cânti, nu simți ceea ce cânti, nici publicului nu poți să-i dai... Poate să fie cântecul vesel și tu oricât l-ai cânta, cât ai încerca, tot trist iese. Și publicul simte. Și astăzi n-ați fost dumneavoastră. I-ați zis, domnule, la următorul eveniment vă fac și reducere și o să vedeți o să fie bine. Este greu să fiți artist? Foarte greu. Să te transpui, să fii actor, în primul rând. Actor. Știi că ai observat că mulți soliști învață și actoria. Trebuie să lupt eu una. Lupt eu cu mine. Lupt eu cu mine pentru a arăta publicului ceea ce vrea să vadă. Nu ceea ce trăiesc eu, ceea ce simt eu. A, că uite, vin la o emisiune și spun într-adevăr ceea ce simt eu, ce este în sufletul meu. Da, dar atunci când ești pe o scenă, la un eveniment, trebuie să fii ceea ce vrea publicul. Deci putem spune așa că... Așa consider eu. Deci putem spune, adică eu o să iau un sfat de la dumneavoastră, că ar trebui să mai joc și teatru, în ghilimele spus. Oh, oh, oh. Și încă cum? Și încă cum? Pentru că ai văzut, întâlnești tot felul de oameni. Sunt oamenii... băuți, da? Beți chiar. Și tu trebuie să iei ca atare. Dacă el începe și eu una m-a înjurat fiind băut, îl iei ca atare. Este un om băut. Nu ai ce să discuți cu el, pentru că acum nu e el. Nu vorbește, el vorbește băutura. Da, asta este un sfat, da? Și pentru cei de acasă. Și dacă el zice, băi, cântăreațu, tu ce faci? Băi, nu vorbi cu mine așa, că ce-i spui? Da, băi, nene, ce vrei, bă? Vorbești cu mine cu bă, păi cum ai vorbit? Vino cu să-ți cânt. Îl iei? Că n-ai. Chiar dacă el mori a băutură, chiar dacă el e nervos din cauza băuturii, îl iei să-l faci să râdă. Mai râde și lumea prin sală, așa depășești momentul. Vine respectivul socru sau, mă rog, prieten cu care este acolo, îl ia și ai încheiat frumos. Că dacă tu te iei cu el să te cerți, se iscă un mare scandal la eveniment și atunci ai stricat. Cel puțin eu așa fac. Unde vă poate urmări publicul în următoarea săptămână, în următoarea săptămânii luni? Pe canalul de YouTube, pe toate rețelele de socializare, spectacole, evenimente acum mai puțin, dar în fiecare dimineață ne bem cafeluța pe TikTok mai nou. Deci v-ați făcut și TikTok, sunteți în pas cu moda. Păi aveam cum, pentru că am fost forțată de împrejurări. Dar tu nu ai TikTok? Dar tu nu ai TikTok? Bine, unde să fac TikTok? Ce să fac? Spuneți-le oamenilor de acasă, cum vă găsesc pe TikTok? Pe... Tot Vio Constantin mă găsiți. Vio Constantin 04. Că în loc de 0 n-am văzut și am bătut în loc de 7 0. Gândiți-vă, dacă n-am văzut, eu spun, nu mai văd. Dar nici nu port ochelarii. Da, și în loc de 74 anul nașterii mele, am bătut 04. Lasă-l așa, că e mai bine, am zis. Eu vă mulțumesc că ați fost în această zi frumoasă alături de mine și de telespectatori și vă mai așteptăm cu mare drag, pentru că mi-ați făcut ziua mult mai frumoasă și mai mă bucur, cu voie bună. Să știți că ne-am înțeles foarte bine, totul este, nu este montat, nu este, totul este pe bune. Mă bucur că ai ales să faci și lucrul ăsta. Vreți să o intervievezi eu acum? Da, uite, eu vă propun să-mi adresați dumneavoastră 3 întrebări, 4, câte doriți, că dacă v-am adresat eu acum... Nu, la următorul interviu facem, da, să mă pregătesc și eu. Schimbăm, gata, așa e, că m-am pregătit. Mănâncă palma, crezi că avem ceva evenimente? Luați bani, care palmă vă mănâncă? Ei bine, dragii mei... Știi cum mei? Fac eu când mă mănâncă palma? Să vină la mine, Cristoșele, ceva. Dragii mei, aceasta a fost Violeta Constantin și vă așteptăm și data viitoare la emisiunea Dulce Graiul de Folclor. La revedere! La revedere!